Bună tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi nu o să facem un episod, astăzi va fi așa un mic video în care o să iau cele 11.000 de trofee și vom deschide acest mega box din care sunt sigură că nu o să pice nimic. Înainte de toate vreau să vă arăt că mi-a picat încă doi noi brawleri. Haideți să vi arăt repede. Mi-a picat Nani și colet vă întrebați din ce mi-a picat, a fost înainte o ofertă pe a shop cu... Scuzați, a fost o ofertă pe shop cu megaboxuri. Prima oară mi-am cumpărat-o pe aceea cu Star Points, doar cu un singur megabox, dar nu mi-a picat nimic. Așa că am mai jucat, am mai jucat până am strâns 300 sau 3000 de Star Points din acelea și am deschis acea ofertă cu două megaboxuri cu 3000 de star points. Și în primul mi-a picat cu 6 iteme și mi-a picat colet, iar în cel de-al doilea mi-a picat cu 7 iteme. Este a doua oară când îmi pică cu 7 iteme. Mi-a picat gadget pe Shelly și Nani. Hai să vă arăt repede gadgetul pe Shelly dacă nu mă credeți, uitați-l. Nu l-am cumpărat de pe shop, pentru că dacă îl cumpăram, vă ziceam, l-am primit din acel mega box. Și da, păi să nu mai stăm la discuții și haide să începem. O să dăm prima meci cu Stu. Să știți că, din greșeală, fără să vreau ieri, știți că vreau să fac acel box opening pe canal, am deschis din greșeală un brawl box de la Tyrol 4. N-am vrut să-l deschid, dar s-a întâmplat din greșeală să îl apăs, nu știu, fără să vreau, că căutam niște quest să fac și, nu știu, din greșeală cred că am dat. Și așa că o să fac și tăierul 31 ca să fie 30, să nu fie 29. Să știți că mai îmi trebuie doar 11 taiere și o să deschidem curând acele mega boxuri, big boxuri, brawl boxuri și ce vor mai urma. Haide, haide, era aproape să-l omor pe ăsta, dar nu ajung, așa. Auleo, ce mă, ce mă enervează pe mine când doare pe bel și am murit. leu! Deci sunt puțin geloasă că unii au pe bel, dar asta e, n-am ce să fac. Ok, am luat doar două trofei, mai bine joc pe solo și o să joc cu colet, să vedeți cum mă joc eu cu ea. Am pus-o deja pe 13, chiar mi-am dorit-o mult de tot și nu mi-a venit să cred că mi-a picat, adică nici nu mă așteptam să-mi pice și la cu 7 ai teme din nou, adică chiar nu e fake treaba asta. Dacă nu mă credeți, asta e. Poate o să fac un video în care o să mai deschid megaboxuri de astea și dacă mai pică cu șapte iteme, o să vă spun. Și Antonie i-a picat ieri cu șapte iteme, deci nu e glumă deloc. Există cu șapte iteme. Și poate să spice. Vecinii mele i-a picat ieri, i-a picat Penny și Nani. Puteți să vă ce pe contul dacă nu mă credeți. Și, na, deci este real și... Chiar e bine să spice și cu șapte iteme, pentru că poate să spice doi braulări sau un brawler și un gadget sau star power sau niciun brawler, dar depinde acum câte trofee ai și ce experiență ai acum, nu știu. Eu aproape am 11.000 de trofee, adică nu sunt chiar 1.000 de trofee, adică foarte multe mă refer în gen. Dar totuși, doamne ce mă enervează Emza aia că mă urmărește. Lasă-mă mă, mă pace să respir și Uitați-vă și voi ce-mi face. Deci, îi urăsc pe brawlerii ăștia că se bagă în mine. Doamne ferește, cum mai câștig eu mega boxul dacă se bagă ăștia în mine? Doamne ferește. Deci n au mai pomenit așa ceva. Cred că episodul ăsta o să iasă de 10 minute, dar nu o să-l pun ca episod pe ăsta, adică nu o să-l pun ca episodul numărul 10. Sau o să-l pun. Mă mai gândesc. Poate, dacă este, mai, dacă este de mai mult de 10 minute, o să-l pun. Dacă nu... Haide, serios! Deci, gata, eu renunț la Brawl Stars dacă mai pierd o dată. Deci, mă enervează. Ha, luci, mă enervează. Brawlerii ăștia proștănați. Ok, mai bine joc cu Ems și gata. Mă lăsați în pace, deci dacă nu mai câștig... Nu, no, nu renunț la Brawl Stars, așa zic eu. Brawl Stars este singurul meu joc preferat, între toate jocurile mele preferate. Chiar mai amuzant și decât Among Us. Cred că n-am mai jucat Among Us de... Nici nu știu să vă spun. Am uitat să fac episodul cu harta nouă. Îmi pare rău, sunt prea preocupată cu Brawl Stars-ul ăsta. E prea interesant Brawl Stars-ul. Cred că Among us s-a dus dintre jocurile mele preferate, sincer să vă spun. Știți ce nu mai place mie la Among Us? Că nu mai poți să tastezi la tastatură cum tastai înainte. Trebuie să selectezi tu ce vrei să zici. de -aia e cam ciudat. Asta mi se pare la schimbarea din... Uh, așa, din Among Us. Haideți, mă, unde sunteți? M-a dus eu cu forul, că văd că nu ia nimeni. Sper să nu fie nimeni pe aici, să mă omoare. Ar fi tare să câștig direct 10 trofee. Ca să am 91 și încă 10 trofee să fac încă două meciuri, dar nu cred că câștig eu pe rangul 1. Vedeți-vă și voi, uitați-vă și voi cum se bate ăștia între ei. De aceea nu mă bag în ei, pentru că de aia pierd. Eu stau mai pe la margine. Dacă toate se bagă unii în mine și mă enervează, adică trebuie să cer să fug de tot. Degeaba fug. O să stau aici un pic. Măcar să se facă rang 3. Măcar atâta. Să se facă rang 3 și după aia mă bag în ei. Hai că pot umora așa. Hai că mă bag acum. A, o ce mă enervează. Hai mă Credeam că câștig și eu. Dar da, e. E bune și trofei. Cred că v-am speriat cu sunetele mele. Dar n-am ce să fac asta. Sunt eu. Naturală. Da, mai trebuie aici 200. Deci uitați care l-am deschis. L-am deschis pe stăp de la, la, 4 și n-am vrut să-l deschid. Îmi pare rău, dar cu nu mi-a picat nimic. E Brawl Box. Nu pică mereu. Uitați te am completat. Până la 21 am completat. Vreau până la 31 să completez pentru a avea 30. Până aici o să completez, da. Va mai dura, uitați-vă și voi, adică până strâng mai durează ceva timp. Cred că într-o săptămână o să reușesc, dar o să mai dureze ceva timp. De aceea o să mai fac episoade de astea când deschid mega boxurile de la 11.000 de trofee sau poate 12.000 de trofee sau 13.000 de trofee, depinde acum. Mă și nu știam ce video să mai fac pentru că nu mai am ev ul știu să fac acolo. Se blocase Brawl Stars-ul. Îmi pare rău că se blocase Brawl Stars-ul, dar n-am ce să-i fac. De la net. Și nu știam ce episoade să mai fac, că că m-am plictisit să mai fac AMV-uri. Atât de multe că am făcut foarte multe AMV-uri. Da, chiar foarte multe, adică am făcut cu Shanghai, cu uh, Marinette și Adrien. Am făcut cu cum se numea, cu în episoade din sezonul 4, am făcut AMV-uri, dar am făcut cam prea multe, nu credeți? Lăsați-mi idei în comentarii, nu știu, să mai fac seria aia de reacții, să mai reacționez la clipuri. M-am făcut înainte. Știu că poate nu o să mă auziți atât de bine acolo, în videourile acelea, dar totuși o să încerc să găsesc o modalitate să mă auziți mai bine sau să reacționez de pe laptop. Mă mai gândesc. Și la vară, cred că o să fac Antonea 24 de ore într-un cort, dar cred că o să postăm pe canalul ei pentru că are mai mult spațiu decât mine la filmare, și poate la mine se stinge, și știți cum e. Să vi se stingă filmarea, pur și simplu. E chiar enervant. A rămas Carl ăsta și încă unul. Și nu vreau să mor. Aaaa, o ce mă enervează Carl. Lolo, Nu pot să mai scap de Carl. Aaaa, de ce trebuie să mor eu? De ce? Aaaa, vine cu tine, Zairian! A, o ce mă enervează. Mai era cu PEM, dar nici nu mai mă interesează să mă uit. Lăsați că e bune și șase trofee. Mai ne trebuie câteva. Ia să vedem. Ne mai trebuie doar cinci trofee. Păi dacă este o pe rang 3, e perfect că o să iau direct 6 sau 5, Dacă e că iau șase, pentru că, na. Haide să jucăm Brawl Stars. Deci, nu știu, dacă nu zicea Vali de chestia aia cu jocul nou. Cred că nu, nu mi instalam Brawl Stars, nici nu știam de jocul ăsta. Bine, știam, dar nu-mi plăcea înainte. Nu știu. Mi se părea ciudat să te bați așa, dar acum mi se pare normal. Adică m-am obișnuit foarte bine cu el și îmi place. Adică e interesant jocul. Nu la toți le place, recunosc, dar nici mie nu mi-a plăcut la început, recunosc și eu, dar dacă te obișnuiești cu el și dacă joci mereu, ți se va părea o joacă de copii. Mai, era să mur aproape. Fie rar să fie de tic. Hai, te rog, rang 3 vreau. Vreau rang 3, te rog eu. Deci m mă ascund în tufișuri că nu vreau să mor, că mă moară tic ăla și mă enervează. Hai, hai, mai e un pic, mai era un leacă și făceam rang 3. Aaaa, A, ticul nu pește m-au mărut. Hai, nu e problemă. A, e bine, gata, am luat direct 5 trofee. Credeam că o să iau mai puține la RAM 4. Dar totuși e bine. Haideți să deschidem mega Box ul 11.000 de trofee. Evoluția 2021. Nu, deci vă spun de acum că o să fie cu 5 iteme pentru că uh, am deschis deja. Adică am, alea cu Star Points care le-am cumpărat mi-a picat doi Brawler Colet și ăla și Nani și gadgetul. Da, eram sigură că o să fie cu 5 iteme, că na. Dar totuși le-am deschise bine. Păi și da, cam atât cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Dați like, share, subscribe și abonați-vă. Și ne revedem în următorul episod. Și cu episodul cu box opening, că mai avem ceva de colectat aici, că adică mai am ceva. Trebuie să ajung până la tier 31, că dacă am deschis din greșeală pe... Acela 4, numărul 4 n-am vrut, dar totul se mai întâmplă și greșeli, dar a e.